Până una alta este încă vacanță, iar cele câteva pârtii cu zăpadă din țara noastră atrag mii de adulți și copii la schi. În masivul Postăvaru s-au format cozi infernale, adevărate teste ale răbdării. Administratorii domeniului schiabil s-au străduit să facă ordine și îndeamnă pe oameni să poarte neapărat măști de protecție, mai ales că producătorii de echipament au scos pe piață accesorii cu filtre anti-COVID. Așa arăta astăzi la prânz stația de îmbarcare a telescaunului din masivul Postăvaru. Așezați pe mai multe rânduri, mii de oameni se înșirau la o coadă care se întindea pe aproape 200 de metri și creștea de la un minut la altul. Printre ei, Alex Dârstariu, un schior avansat care își propusese să facă cel puțin 20 de coborâri. 11.43 de minute. Acum ne-am așezat la coadă, că este foarte aglomerat. Foarte mulți copii, că este vacanță. Alex a ajuns la îmbarcare după 40 de minute de așteptare. Coborârea pe schiuri i-a luat apoi numai mult de 5 minute. Astăzi am coborât de 3 ori, cred că cam în 3 ore. Este foarte aglomerat. 20 de minute, jumătate de oră la fiecare urcare. Lumea vine, se umple, după ora 11 se poate sta 30, poate 40 de minute la coadă. În stațiunile de pe Valea Prahovei nu este zăpadă, iar pe platoul Bucegilor astăzi a bătut vântul și nu s-a putut schia. Pasionații sporturilor de iarnă s-au orientat toți spre vârful masivului Postăvarul și de aici nebunia. Avem 3 instalații mari, de capacitate mare, care toată ziua aduc oameni aici și toți rămân aici. Am pus garduri, ne tot urcăm cu gardurile. Vă dați seama, câți mai mulți oameni o să ajungem să plecăm direct de sus. E o stațiune pentru o țară. Am ajuns să fim o stațiune pentru o țară. Administratorii pârtilor, salvamontiștii și jandarmii montani patrulează în continuu și îi îndeamnă pe schiori să păstreze pe cât posibil distanța și să se protejeze. Coada pare să nu se mai termine și la telescaunul din Buscat, județul Cluj. De cât timp așteptați? Și o jumătate de oră se stă. Cât durează să coborâți? 3-4 minute. Aici unii au uitat de regulile de bun simț. Se bagă foarte mulți în față. Uitați, acolo jos se ducă și au un pic pe cartelă și au două coborâri și păi intră direct. În aglomerația care se formează la instalațiile de urcat pe cablu, riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este ridicat. Producătorii de echipamente sportive au scos pe piață măști și cagule cu filtre de protecție. Un astfel de accesoriu costă în medie 100 de lei. Protecția este dată nu numai de mască, dar și de un filtru care este adiacent acestea. Vorbim de un filtru cu protecție 98%. Un filtru care, în mod normal, dacă se poartă o perioadă lungă pe parcursul zilei, se schimbă zilnic. Ca să nu repete experiența de astăzi, administratorii pârtilor le recomandă schiorilor să meargă să schieze cât mai de dimineață. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.